Vremea, dar nici cifrele nu țin cu hotelierii de pe litoral. Potrivit Institutului Național de Statistică al Bulgariei, în primele trei luni ale acestui an, țara vecină a fost vizitată de peste 1 milion de turiști străini. În țara noastră, în același interval de timp, au sosit puțin peste 400.000 de străini. Pe litoralul românesc funcționează peste 60% din capacitatea de cazare a României, iar la debutul de sezon estival, vremea nu ține cu patronii de hoteluri de pe litoral. După un start slab în mine vacanța de Paște, atunci când doar o treime din locurile de cazare scoase la vânzare s-au vândut, la jumătatea lunii mai, temperaturile nu sunt deloc favorabile sejurului pe plaje. Meteorologii au emis în această după-amiază un cod de ploi și descărcări electrice pentru zona litoralului și, de asemenea, pentru această vară se anunță fenomene meteo extreme.